Odată un rege a primit cadou un elefant și de îndată ce l-a văzut, a fost curios să știe cât cântărea. Dar nimeni nu a putut să-i răspundă, căci pe vremea aceea nu exista niciun cântar care să poată susține așa o greutate. Până când, într-o zi, un mare înțelept i-a spus Maestate, dacă veți construi o barcă în care să încapă elefantul, eu vă voi spune ce greutate are. Regele a poruncit să se construiască barca, iar înțeleptul l-a urcat la bord pe elefant. Cu greutatea lui, barca s-a scufundat 15 cm în apă. Înțeleptul a făcut atent măsurătoarea și a zis: Acum porunciți să fie scos elefantul și barca să fie încărcată cu pietre până se va scufunda 15 cm. Apoi puneți să fie cântărite pietrele una câte una, adunați greutățile lor și astfel veți ști cât cântărește animalul. Încântat, regele l-a răsplătit pe înțelept cu o pungă cu monede de aur. Datorită lui, regele a fost primul om care a aflat cât cântărea un elefant.